Ziua Mondială a Turismului este marcată în fiecare an, la 27 septembrie, de către 159 de țări, 6 membri asociați și peste 500 de membri afiliați, componente ale Organizației Mondiale a Turismului. Scopul înființării Zilei Mondiale a Turismului este de a face comunitatea internațională conștientă de rolul turismului și de impactul său asupra valorilor sociale, politice, economice și culturale ale oamenilor din întreaga lume. Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpulung marchează această zi printr-o expoziție de fotografie cu obiectivele turistice din zona Mușcel și cărți care promovează aceste obiective. În această săptămână, Biblioteca Municipală Câmpulung organizează expoziția de carte dedicată Zilei Internaționale a Turismului, zi care este sărbătorită pe data de 27 septembrie. Această zi a fost stabilită în urma unei hotărâri a adunării generale a ONU, din septembrie 1979, din Spania, o zi în care se, se aniversează și adoptarea statutului Organizației Naționale a Turismului din întreaga lume. Această zi mondială a turismului a fost sărbătorită pentru prima dată în 1980 și s-a dorit organizarea de diferite evenimente pentru a atrage cu acest prilej atenția opiniei publice asupra importanței de ordin din social, cultural și politic, dar și economic al turismului. În perioada contemporană, Numărul, deși numărul turiștilor internaționali s-a dublat în, în 2022 și în 2023, datorită pandemiei de COVID, acest număr a fost drastic redus comparativ cu perioada anterioară acestei, acestei pandemii, în special în China, datorită restricțiilor de la nivel sanitar. Organizația Mondială a Turismului a menționat că. Peste 900 de milioane de turiști au călătorit internațional în 2022, reprezentând un număr dublu față de numărul înregistrat în 2021, dar în continuare la 63% la nivelul înregistrat în 2019, anterior declanșării pandemiei de COVID. De ziua mondială a turismului, mai marile personalități ale lumii, menționează faptul că turismul trebuie să se adapteze, trebuie regândit modul în care este finanțat sectorul turistic și trebuie facilitată tuturor investitorilor sprijinirea proiectelor cu potențial turistic. În cazul nostru, expoziția de publicații din cadrul bibliotecii prezentăm zona turistică a zonei Câmpul Lungului și a Mușelului, a întregului județ Argeș, dar și câteva obiective turistice și ghiduri turistice de la nivel european și internațional. Industria călătoriilor a cunoscut o evoluție în ultimele șapte decenii. Dacă în 1950 numărul turiștilor era estimat la 25 de milioane, cifra a ajuns în prezent la peste un miliard. Încasările anuale depășesc un trilion și jumătate de dolari. Europa, regiunea Asia-Pacific și Americile consemnează creșterea anuale ale numărului de vizitatori.